numesc Liliana Bularga, am 33 de ani, sunt din Chișinău și sunt mama a 4 copii. În anul 2015 mi s-a depistat o leziune la colouterin, după cea de-a treia sarcină, după care am mers la investigații din 3 în 3 luni. Până la urmă mi s-a făcut un tratament. Mă simt foarte bine, nu trebuie să ne temem să mergem la medic, pentru că dorim să fim mame sănătoase, să ne creștem copiii. Mă numesc Aurelia Nica, am 42 de ani. Muncesc în liceul Mihail Bârcă din satul Melești Mici, raionul Ialoveni. Și noi, femeile de la sat, trebuie să ne învățăm a avea grijă de sănătatea noastră. Trebuie să găsim o zi ca să ne ducem la medicul de familie, să trecem testul necesar pentru a preveni cancerul colouterin. Testul screening se face la toate femeile cuprinse cu vârsta între 25 și 61 de ani. Se face la toate femeile, indiferent au sau nu au poliță de asigurare. Testul screening se face la medicul de familie, în cabinetul pentru examen ginecologic. Este o metodă simplă, rapidă și nedureroasă. Indiferent de vârstă, statut social, ocupație, etnie, noi cu toții dorim să fim sănătoși. Sănătatea mamei înseamnă și sănătatea familiei. Îndemn toți bărbații să aibă grijă de soțiile lor, să le încurajeze să meargă la doctor. Vreau să fiu o soție și o mamă sănătoasă pentru copilul și familia mea. Merg la medicul de familie pentru a face testul de screening al colului uterin. Mergeți și voi!